Este foarte bine cunoscut în businessul românesc, dar fac o scurtă prezentare. A fost o scurtă perioadă premier al Republicii Moldova, dar este evident mult mai bine cunoscut ca om de business, cel puțin în România. A fost artizanul celei mai mari tranzacții private din istoria României, vânzarea Rompetrol, și rolul său a fost esențial într-o tranzacție recentă, să-i spunem, reînvierea combinatului Olchim. A fost de asemenea implicat în vânzarea, tot așa îi spune, recentă, a parcului de birouri, dezvoltarea și vânzarea parcului de birouri Liberty din Cluj către un fond al unei investiții, unei universități americane, și deține, printre altele, magazinul online. Știți deja, astăzi domnul Sturza va vorbi despre rolul rutinei și al cumpătării pentru sănătatea mentală în vremuri de criză, pentru că doar așa poți supraviețui și, în plus, poți fructifica oportunitățile pe care alții sunt prea obosiți să le vadă. V-aș întreba cât se poate de punctual, pentru că să discutăm până la urmă de elefantul din cameră. Este aceasta cea mai profundă criză prin care ați trecut vreodată, personal sau la nivel de business? Cred că da. Deși noi încă nu ne dăm seama cât de profundă este această criză sau până unde va merge ea. Viața mea personală și cred că a generației mele este dintr-o criză în alta și nu toate economice, din păcate. Vă referiți cumva la criza căderii URSS, la criza, dacă comparăm în istorie cu acele crize, cum ar fi această criză? Știți, criza căderii URSS sau dispariției URSS a fost o tragedie pentru 250 de milioane de oameni. Ca compensație, noi am avut speranța, ceea ce e foarte important, deci, pentru a depăși o criză. Astăzi vorbim de o criză a miliarde de oameni și, în compensare, este incertitudinea. Deci, cred că amplitudinea crizei de astăzi este mult mai mare. Sunteți unul dintre cei care spun că cumva ne confruntăm cu mult mai multe crize suprapuse în acest moment. Vorbim de criza sanitară, de sănătate, de criza economică și așa mai departe. Puteți să detaliați un pic, să spunem, aceste crize pe care le vedeți? Da, eu din start am spus că nu numai criza medicală, este criza economică, care ușor-ușor se transformă într-o criză financiară. E o criză psihologică, o criză psihologiei maselor. Este o criză de leadership și politic și de business și se vede acest dezastru și moral și profesional, și pe deasupra s-a suprapus, sau mai bine zis, toate s-au compilat într-o mega criză care este o criză a incertitudinii, care este cea mai nocivă și cea mai periculoasă. În acest context, în toată această criză și această incertitudine, cumva comunicările dumneavoastră și pe Facebook și au vizat niște elemente, cum să spunem, foarte neașteptate cumva, și vă refereați în primul rând la bărbieritul bărbaților în fiecare zi, la, cum să zic, rolul pe care sportul trebuie să-l aibă, jumătate de oră, ziceați dumneavoastră, în fiecare zi. Cum puteți să detaliați un pic cum ați petrecut astea două luni și cumva cum vă ajută sau cum ajută această rigoare păstrarea unei minți limpede? Știți, astăzi vă fac și eu un cadou. Vă fac o confesiune, la distanță de aproape 40 de ani. Eu mi-am început cariera mea profesională în trupele speciale, unde trebuia de lovit nu atât cu pumnul, cât cu creierul. De disciplina ta, de organizarea ta, depindea nu numai viața ta, da, și a camarazilor tăi. Cred că a fost o bună lecție de început pentru mine, care m-a disciplinat. Eu, a doua confesiune care vreau să vă fac, practic n-am avut șef în viața mea.
mi-am fost singur șef și a fost foarte dificil, a fost un mare challenge să mă organizez. Ales când am ajuns la o anumită maturitate, și profesională, și financiară. Am văzut foarte mulți oameni care, în condiții de pace, au clacat, s-au relaxat. Știți, e ca mersul pe bicicletă, viața. Trebuie să mergi ca altfel să-ți păstrezi echilibru, altfel caz. Disciplina în condițiile de austeritate sau de criză este cu atât mai mult, mai important. Și are și componenta fizică, da, bineînțeles, să faci mai multă mișcare decât o faci în mod normal. Eu chiar acum m-am întors de la un mic maraton în pădure, 18 km. Mers, nu alergat. Deci, mișcarea fizică, ca să-ți menții condițiile fizice și, în ultimul rând, și o gimnastică intelectuală în fiecare zi. Și aici, în primul rând, trebuie să te ocupi cu ceea ce te-ai ocupat în mod tradițional sau obișnuit. Același agenda, același orar, aceeași muncă, indiferent că o faci de acasă sau o faci de la birou. La compartimentul gimnastică intelectuală, bineînțeles că cel mai util este cititul, dar nu beletristica din coșul pentru rufe. Cărți în zone interdisciplinare, deci în zona aceasta. Asta îți permite să-ți menții atât spiritul fizic cât și intelectual. Asta e foarte important, să nu cazi în depresie și într-o formă de indiferență. Cumva considerați că viața, să-i spunem, viața bună din ultimii, nu știu, 15 ani sau poate mai bine, ne-a făcut să ne, nu știu cum să zic altfel, să ne fudulim și acest confort consumerist care s-a instalat cumva să știrbească din instinctele inițiale de vânător, de apărător pe care le aveam. Și întrebarea următoare este, sau continuarea întrebării, dacă așa s-a întâmplat, ne va face această, nu știu, această criză de acum să, și această nevoie de a supraviețui mai pământeni, ne va întoarce la instinctele primare? Să sperăm. Adevărul că spiritul consumerist a venit nu acum 10-15 ani, el e practic din anii 50, a avut doar creștere. Cum e cereculuri? Nu știu, fiind specia umană e adaptivă, bineînțeles, și la greu și la bine. Vreau să vă dau o noutate bună, că aparent virusul nu va distruge civilizația sau omenirea, dar să sperăm că va fi un trigger care va face ca oamenii să-și regândească un pic viața. Ați menționat posturile mele pe rețelele de socializare. Unul l-am dedicat anume acest fenomen consumerist și am spus că hai să ne uităm retroactiv înapoi la ce am cumpărat până la criză și o să descoperim că 8 din 10 lucruri noi nu avem nevoie de ele. Deci instinctele de bază. Dar dacă să ne referim la instinctele oamenilor de afaceri și în special cred că a bancherilor, nu cred că se vor schimba fundamental. Așadar, cât de schimbați vom reveni după această pandemie? Mă refer ca profil de consumatori, cumva. Ne va schimba? Vom fi mai cumpătați? Vom fi mai, nu știu, atenți? Vom fi mai... Sigur, sigur. Deci, cât și criza în sine, deși are aceste dimensiuni epice pentru economie, cât și pentru persoanele fizice, pentru noi, are aceeași algoritm cum a fost și în trecut. Va fi un recul destul de puternic în consum. Vor avea de suferit sectoare întregi, indiferent că sunt închise sau nu sunt închise. Deja se vede că după o bulimie dinainte de sărbătorile de Paște, acum consumul s-a redus sau se reduce exponențial și nu mă refer numai la produsele alimentare, dar în primul rând la produsele de larg consum, deci fashion, automotiv și alte cheltuieli. Oamenii o să-și dea seama, până acum noi mari am trăit cu trecutul, deci noi am avut vacanța mare, cum cineva ingenios a spus.
De fapt, n-a fost o vacanță, a fost o consum a celor ce am avut în rezervă. Viitorul pentru, cred eu, cel puțin 60-70% din oameni, din angajați, e destul de complex, dacă să nu spun complicat. Și atunci fiecare își va drămâi resursele și respectiv va fi mai puțin deschis spre consum. Toate sectoarele care sunt orientate spre livrarea de servicii și mărfuri către populație vor avea de suferit dramatic. Și văd, îmi zic colegii mei că mai avem un minut, două minute. V-aș întreba care e scenariul pe care îl vedeți? Sunteți unul dintre cei care, să spunem, dintre pesimiști, dintre cei care spun că va aștepta să dureze destul de mult, nu va fi o revenire foarte, foarte abruptă. Ce se va întâmpla cu economia, ce se va întâmpla cu șomajul, ce se va întâmpla, cine vor fi cei mai afectați? Vor fi mai afectați bogații sau vor fi mai afectați oamenii de rând? Bine, eu la cei bogați nu le-aș plânge astăzi de milă. Vor suferi, de fapt, întreprinderile mici și mici antreprenori, angajații, ăștia vor suferi foarte, foarte puternic. Deci eu, două luni în urmă, cred că una dintre primele discuții cu dumneavoastră și cu alți jurnaliști, am spus că eu văd un următorul algoritm. 3 luni, faza acută, 6 luni, o perioadă de apatie și depresie profundă, și după aceea va începe revenirea care va dura un an, jumate, doi. Asta nu înseamnă că toate industriile sau, în general, economia și va reveni la același parametri într-un an, jumate, doi, care a fost înainte de martie 2020. Asta e algoritmul care eu îl văd. Dar care ar trebui să fie rolul business-ului în vremurile acestea? Pentru că se vorbește foarte mult despre solidaritate în vremurile astea. Se vorbește foarte mult despre, în fine, de a strânge oameni împreună, de a face ceva în folosul societății. Trebuie business-ul, până la urmă, să fie moral? Sau este o alegere? Este o alegere. Dacă ai bani, poți să-ți permiți să fii moral. Sau să faci PR pe acest lucru. Hai să nu fim ipocriți. Business-ul e ca să producă servicii și mărfuri cu valoare adăugată pentru societate sau pentru a fi consumat. Business-ul nu este pentru a face caritate sau proiecte sociale. Pentru asta, conform fișei postului, există statul. Business-ul plătește impozite, taxe, și ele sunt utilizate de către instituțiile publice pentru a avea grijă de problemele sociale. Adică astăzi când văd foarte mulți care sar în sus cu tot felul de idei sociale, solidaritate și așa mai departe, în spatele asta văd mai mult un PR personal a managerilor de companii și așa, ca ultimă frază, vreau să spun că e foarte ușor să faci din PNL-ul companiei care ia cuiva caritate. Fă-o din banii tăi, din salariul tău, din dividendele tale, din banii din noptier. Și cumva ultima întrebare, mă leg de o întrebare care a venit din, pentru că i-am rugat pe participant să ne trimită înainte niște întrebări, se referă la oportunități. Cumva, pe de o parte, cum poți să mai vezi oportunități când ești atât de obosit și de consumat de ce se întâmplă în fiecare zi? Și a doua, dacă reușești să vezi oportunități, care sunt oportunitățile pe care le vedeți dumneavoastră acum? Sau acum pentru viitorul pe termen scurt și mediu? Știți, de oportunități trebuie să te pregătești din timp, așa ad hoc, riști să-ți prinzi urechile, cum își prind alți foarte mulți care au considerat, spre exemplu, că oportunitatea este să vizi dezinfectant sau măști. Și acum sunt nevoiți să le disconteze cu 50%. Ce pot să vă spun cu certitudine? Că nu vor dispărea niciun fel de formă de activitate antreprenorială. Nici offline, nici online. Va fi în continuare nevoie ca oamenii să mănânce, să distreze, să niște și așa mai departe. Deci vor cădea doar cei care au fost bolnavi până în februarie-martie anul acesta. Ceilalți au șansa să revigureze și să crească. Eu cred în spiritul antreprenorial, în special în România, că este o țară emergentă, la periferia lumii civilizației și noi trebuie să supraviețuim. Mai greu va fi pentru europeni.